Mai multe echipaje de poliție și jandarmi au supravegheat îndeaproape zona. Între timp a fost stabilit primul bilanț de după explozie. 20 de apartamente avariate, dar structura de rezistență nu a fost afectată. Autoritățile locale au fost dis de dimineață la fața locului pentru a informa pe oameni cu privire la măsurile luate. Astfel, toate ușile și geamurile vor fi înlocuite în zilele următoare. Mâine, în cursul zilei, se montează ușile și ferestrele care s-au distrus. N-am putut să le montăm astăzi, că nu erau toate în stoc. Deja s-a comandat, le-am plătit primăria și urmează să le aducă ei mâine dimineață. Vor fi 5 firme care montează la fiecare etaj, ca să mâine să, cam în același timp să termină, dacă este posibil. Blocul nu este încă locuibil, astfel că locatarii vor dormi și în zilele următoare la hotelul pus la dispoziție de autoritatea locală. În acest timp, starea victimelor este în continuare gravă, dar pentru moment stabilă. Cele mai mari probleme le are bărbatul, care prezintă arsuri pe mai bine de 90% din suprafața corpului, iar pronosticul medicilor este foarte rezervat în privința șanselor de supraviețuire.